Canicula face din nou victime. Trei persoane vârstnice au avut de suferit în ultimele zile din cauza căldurii excesive și au ajuns la spital. Este vorba despre doi bărbați cu vârsta de 64, respectiv 54 de ani și o femeie de 88 de ani. Cele trei persoane sufereau de diverse comorbidități, iar temperaturile extrem de ridicate și disconfortul termic i-a afectat imediat, ajungând la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Datorită temperaturilor ridicate și disconfortului termic, am avut trei solicitări preluate din stradă, mai exact un bărbat în vârstă de 64 ani, cu agitație psihomotorie, conștient, cooperant, care a fost transportat la UPU Turnu Severin, cel de-al doilea caz, un bărbat în vârstă de 54 ani, cu sindrom vertiginos, conștient, care a fost preluat și transportat la UPU, și cel de-al treilea caz, o femeie în vârstă de 88 ani, cu status post-lipotimie, cu diabet zaharat netratat, care se deplasează la cabinetul medical pentru investigații, i s-a făcut rău, a fost preluată de ambulanță, i s-a acordat primul ajutor medical, apoi a fost transportată la UPU pentru îngrijiri suplimentare. Având în vedere că urmează și alte zile cu temperaturi extrem de ridicate, medicii recomandă evitarea expunerii la soare și o hidratare cât mai bună, mai ales în cazul persoanelor vârstnice. De asemenea, cei care se știu cu diferite afecțiuni, cu boli de inimă, cu tensiune, să respecte ce zic autoritățile.